Bună, Doamne! Florentina, cum a fost călătoria de la Iași la Bacău? De ce râzi? Multe peripeții. Am dat telefon că eu n-am de unde să știu eu acolo care-i treaba. Și am văzut eu pe internet că sunt curse de la Iași la Bacău, știi? Și era una, nu știu, Robinson, nu știu cum îl chema pe ăla, în sfârșit. Și am dat telefon și am zis că vreau și eu un loc. Și zice, da, nu e nicio problemă. Așa, și când am ajuns la autogară, nu era nicio mașină, mi-a zis, stați aici că vine. Zic, bine, mai și la un moment dat, Marius, a apărut un microbus din ăsta cu mai multe locuri, așa din afară părea foarte bine și trebuie să mă vezi pe mine cu două cofere care erau mai mari decât mine, zic, aoleu, unde pun eu coferile? Că toată lumea era așa cu câte o paporniță, știi? Că o venit la ea și au mai cumpărat una alta și se întorceau la bancă. M-a apărut Florentina cu două cofere de alea mari, că eu n-am venit cu el de acasă. Bun. Și deci vreau să spun că am pus coferele mele și nu mai încăpu nimic acolo unde erau de bagaje, pentru că loc foarte mic. În sfârșit, m-am urcat în microbuz. Deci, a fost șocul vieții mele. M-am așezat pe un scaun. Când m-am așezat pe scaun, s-a dus spătarul până în spate. Și eu zic, vai de mine, zic, domnule, era în spatele meu, era un domn, știi? Și îi spun, vă rog să mă iertați, zic, dar eu nu vreau să stau așa. Și el zice, domnule, vedeți că partea stângă este o manivelă. Zic, da. A, am găsit manivela. Am început să trag de manivela aia, dă-i în stânga, dă-i în dreapta, era înțepenit acolo, bătut în cui. Nu se mai mișca de nicio culoare. Și zic, nu funcționează manivela. Și zice, aoleu, dar ce facem acum? La care eu zic, nu știu. Și eu când m-am așezat, iar m-am dus, așa, și el zice, dar ce fac, doamnă, acum vă țin în brațe până la bancă? Zic, eu acolo mă dau jos, după aceea dumneavoastră, pe cine mai țineți în brațe? Nu știu. Așa, și bun. A pornit microbuzul, deci eram ca sardelele, unul lângă altul, deci dacă vrei să arunci un ghibrit, n-aveai unde. Măi, și-a început Marius să bată un vânt, o vijelie, geamurile alea nu erau închise ermetic. Deci îți spun, ziceai că ești fluiera, șuiera de peste tot vântul, scaunul ăla, așa, și când mergea, vreau să spun că m-am mai dus și pe o roată, știi, și că lua curbile alea, așa, când știi, când lua la stânga, mă duceam așa, când le lua la dreapta, știi, și mă ținea. Deci a fost o experiență unică. Așa ceva, da. Iar eu scriam cu Wilfred și Wilfred mă întreabă, zice, că zic eu, zice, dar tu ce faci? Zic, eu mă duc la o prietenă de-a mea, la care el zice, a, ești cu trenul, te deplasezi cu trenul și eu îi scriu, mai rău, cu autobuzul, la care el de colo îmi scrie, zice, ei, așa cum te cunosc eu, pe tine îți place aventura, zic, dacă, gândul meu, zic, dacă îi fac o fotografie să vadă unde m-am urcat, cred că are șocul vieții lui, că e mai rău decât în Vietnam. Dar nu am făcut, am zis, da, așa îmi place mie aventura, da. Da, uite, așa am ajuns la Bacău. Și după nu știu câte peripeții, cum se cheamă, într-un sfârșit de asta, episod dramatic, am ajuns și eu cu limba la Bacău și cu stomacul, uite aici, deci la toate scârțâneturile alea și la tot, și în spate, pe mod, deci, bun. A fost. Acum mâine pornesc cu autocarul Masaru spre București, iar marți, cu ajutorul Dumnezeu, mă duc și eu de nou cu avionul acasă să mă duc în mod civilizat, să mă, cu Lufthansa. Aleluia! Dar sper să nu fac ăștia grevă, că văd că tot nu mai termină cu greva. Da. Dar e frumos. Da. Da. Spuneai că s-a întâmplat ceva frumos, că s-a strâns legătura cu Winfried. Cum s-a întâmplat? Sau cum trebuie, cum se întâmplă? Cum recomanzi tu fetelor sau doamnelor sau care sunt în situația aceasta să facă? Că este interesant că se aplică tot ce am discutat noi despre flirt. Sexul pe diagonal. Sexul fără atingere, da. Deci,
Tu ai spus în webinarul tale că prin contactul care l-ai cu mai mulți bărbați, deci nu contact sexual în sensul bun al cuvântului, dar prin interacțiune, prin schimb de prin conversații, prin așa, să faci un schimb energetic. Femeia, pierzând energie la schimbul ăsta energetic, da? Probabil că pierde și bărbatul. Și dacă tu, ca femeie, interacționezi cu 1, 2, 3, 5, 7, azi cu 3, mâine cu 2, poi mâine cu nu știu câți, așa, la fiecare zi pierzând de energie. Mie mi-a rămas o chestie în cap care ai spus-o tu într-un webinar, că ai zis că având această interacțiune, la un moment dat te duci acasă, te cerți cu soțul, cu prietenul și nu știi de ce. Pentru că e scurgerea asta de energie. Eu aplicând cum se cheamă, concret în cazul meu, deci am fost solicitată pentru o întâlnire la Iași. Și întâlnirea asta nu a avut loc. Nici întâlnirea asta și nici alte întâlniri. Deci eu m-am dus, mi-am văzut de treaba mea, nu m-am uitat nici la stânga, nici la dreapta, nu prea am crezut eu ce ai spus tu, asta, da, nu te superi, dar tu știi că eu sunt foarte sinceră, așa și recunosc. Dar am zis, mă, dacă așa au zis, m-ar zic, ia să încerc eu să văd ce spune el, dacă într-adevăr funcționează. Și deci de când am venit în țară, eu am fost punctual pe situațiile, că eu m-am dus, mi-am făcut parastase pentru neamuri, am umblat prin vreo trei cimitiri, am căutat mormânte de la bunici care n-am mai fost de nu știu cât timp. Mă, dar să știi că a spus o chestie foarte interesantă popa. Și anume, când, după ce am terminat, i-am spus lui, zic că mulțumesc că m-ați ajutat și am făcut aici așa, pentru că eu am visat și m-au chemat din Germania. Și știi ce mi-a zis popa Marius? Mi-a zis următorul lucru, zice, trebuie să faci pentru morți, pentru că dacă nu faci tu, ei își iau singuri. Și eu m-am uitat așa la el și a zis, ai necazuri, pierzi bani, te îmbolnăvești, deci trebuie să te ocupi și de ei. Că în ce sens? Ocupându-te de ei, sunt doi în una, ai slujire și dăruire care faci. Știi? Că parastasele astea, ce faci? Că eu m-am dus, am cumpărat lucruri. Normal, omul face singur produsele, deci te duci, cumperi, stai acolo, învârți sarmale, deci este dăruirii și financiară și din timpul tău și slujirii că stai, pregătești și așa mai departe, știi? Că aici e chestia. Aici e un schimb energetic. Bun. Deci am terminat cu popa, cu parastase, cu nu mai știu ce. Și nu m-am întâlnit cu... Că eu de obicei când veneam în Iași, mă întâlneam cu tot felul de cunoștință, hi-hi-hi, ha-ha-ha, încolo, încoace. Deci nu m-am întâlnit cu nimeni, nu m-am văzut, mi-am făcut, văzut de treaba mea. Și când să mă urc în minunatul, plus că m-am dus așa, că puteam să vin în alte condiții, dar am zis, domnule, gata, mă duc cu microbuzul așa. Și când să mă urc în minunatul microbuz, deci eu stăteam acolo pe băncuță și așteptam să mă urc. Îmi scrie Winfried. Mi-a scris acolo că mulțumește că pentru susținerea mea. Mă, și la un moment dat îmi scrie, zice, ar mai fi ceva de spus, dar asta am să-ți spun altă dată. Zic, Doamne, dar ce vrei să-mi spun? Mai ales eu care sunt foarte curioasă, știi? Și i-am scris, mulțumesc pentru feedback. Zic, dar despre ce e vorba acolo? Pentru că eu sunt curioasă și te rog să-mi spui. El mi-a scris înapoi, zice, da, ai dreptate, nu trebuia să-ți zic că mai este ceva și să te las așa fără să-ți spun, că știu că tu ești curioasă, zic că sunt femeie și sunt foarte curioasă. Și atunci el mi-a spus că el se gândește foarte tare la mine și că e dor de mine, deci mie era să-mi cad telefonul din mână. Ții minte că ți-am Am spus citit. că o să vină la tine, dar trebuie să te poți cum trebuie. Da, dar știi care-i treaba? Și n-ai Acum sunt... crezut, n-ai crezut. Nu, dar două chestii vreau să le punctez. Eu am făcut un webinar cu tine în care mi-ai spus așa, uită-l.
tu vezi de treaba ta și-l uiți. Măi, eu în perioada asta am încercat eu să-l uit, dar nu prea am reușit. Dar când am fost aici, chiar l-am uitat, pentru că eu alergam cu limba pe umăr, după popă, prin cimitire, cu verii mei, care unul din ei are cancer și m-am dus acolo să fac susținere. Deci chiar n-am avut capul la Winfried. Chiar în zile, am fost cu voi, la București, du-te încolo, vină încoace, cu pregătiri pentru sâmbătă, deci nu am avut capul, știi? Nu că nu mai l-am eu pe el în cap, dar am avut atâtea altele încât, știi? Și într-adevăr în perioada asta, deci eu fost la dublu. Deci odată am făcut lucruri care trebuie făcute, cum ai zis tu, tu faci ce trebuie, încarcă-te cu energie vitală, au fost A, și B, au fost, n-am vorbit cu nimeni, deci n-am pierdut energie cu nimeni. Deci care cum venea, îi spuneam pa la revedere, cu tot cu bună ziua, la revedere, era un minut jumate, știi? Și a treia zi, deci marți, și de atunci nu îi scrim într-una. Și îmi scrie într-una, îmi scrie. Deci dimineața până seara nu îi scrim. Și azi dimineață, la ora 9 fără un sfert, ora mea, deci eu fără un sfert în Germania, mi-a scris. Bună dimineața și îți doresc o zi însorită, cu soare, cu nu știu ce, pe acolo și așa. Tu de ce râzi? Ce vezi așa distractiv? Păi cât de necredincioasă a fost că n-ai crezut deloc că se schimbă lucrurile, uite ce situație frumoasă ai ajuns. Da, pentru că da, n-am ai crezut. Respectat, ai respectat totuși. Da. A, nu, dar eu respect ce îmi spui tu, chiar chiar dacă dacă nu nu crezi, cred. Chiar dacă nu crezi. Da. Nu, că tu ții minte când a venit acum 2 ani tu tot. Când m-ai sunat seara, mi-ai zis, tu n-ai crezut nimic și am zis nu. Zice, zic, dar am făcut tot ce mi-ai zis tu și tu ai zis ce frumos. Să Dar știi n-am că crezut. este un miracol extraordinar ce s-a întâmplat acum la Iași cu tine, pentru că puteai să intri în legătură cu foarte mulți oameni și se ducea energia acolo și se bloca Winfried. Deci n-ai irosit energia. Deci este foarte important ca femeile să înțeleagă când sunt cu un bărbat, cu un prieten, să rămână numai cu acela, să nu se ducă în alte părți, că după aceea rămân singure. Da. Și la fel se destramă totul acasă. Da, e foarte important. Deci tot ce am făcut, am făcut, m-am întâlnit cu popa, cu dascălu, am fost în cimitir, am făcut parastasul, am mers la următorul cimitir, am vorbit, a doua zi m-am dus, cum se cheamă, am fost din nou la cimitir, că am căutat, ți-am zis, un mormânt de a unui bunic, adică tatăl mamei, mă, nu mai găseam și preotul mi-a spus, zice, ai grijă, că ei dacă miroasă că tu n-ai fost de atâta timp, să nu facă să pierzi morminte. Și a zis, ia veniți cu mine, ca să totuși știi, vede pe unul îmbrăcat în călugăr, așa. Și fost, deci am fost acolo, m-am dus la piață și am cumpărat nuci, nu mai știu, deci punctual, am fost acolo, am rezolvat aia, am fost acolo, am rezolvat aia. N-am fost la restaurante, n-am fost să mă întâlnesc cu nu știu care verde mei, nu m-am întâlnit cu fost colegi, cu fost... Eram de la punctul A la punctul B rezolvat problemă, de la punctul B la punctul C rezolvat problemă și când le rezolvam pe toate veneam acasă unde am stat, că am stat și m-am dus, fii atent, m-am dus la prietena unde sunt acum, ea are un apartament la Iași. Când vine la Iași, să aibă unde să vină. Și am zis, eu vin să stau la tine, pentru că tu ai zis să nu am contact cu nimeni, știi? Adică nu eu, în general. Și am zis, vin să stau la tine, pentru că în capul meu a fost, dacă stăteam la verii mei care-s doctori, la ei un du-te vină continuu. Vine ăla, vine celălalt, mâncare, băutură, petreceri, șampanii, vinul de 15 ani din pivniță, chestii din astea. Și am zis, aoleu, păi mă duc acolo, vai de capul meu. Și nu mai și am caută stat Winfrey acolo. Niciodată. Da. Și am mâncat din ăștia. Uite, ăștia am mâncat. Uite, tare ca piatra, iute ca săgeata. Uite, din ăștia, de astea și cu apă. Dar să știi că am fost și am mâncat și prăjituri într-o zi, că sunt niște prăjituri la select și mi-am asumat. Am zis, domnule, mănânc de tata, dar după aia, din ăștia și cu apă de mi-o pocni fălcile. N-am gătit, n-am fost, n-am luat nimic.
Și îi mai spuneam lui Simon, zic că am fost și mi-a luat prăjituri, dar am fost, na, atunci. Și am mâncat ieri de ziua mea tot, dar mi-asum acolo. Dar acum, fii atent, vine o fată de aici care să îngrijește de familii, care le ard casă, care le moare tatăl, care rămân copii fără părinți și vine acum aici să mă întâlnesc cu dânsa, să vedem cum pot, că vreau să fac o asociere între dealul Morii, ce e aici așa, și toate, sunt niște sate aici, mai de mine, cu niște cocioabe de casă, așa. Să fac ceva cu Miuhenul, că se poate, că sunt sate înfrățite, știu eu despre ce e vorba, am să văd dacă poate cu un proiect de ăsta european, deci, știi, adică am mâncat eu ieri prăjitură, dar astăzi îmi scot păcatele, știi, cum ar veni, deci mă uit foarte, pentru că altfel nu funcționează, trebuie să fii la schimb, înțelegi? De ce femeile nu pot să înțeleagă, să accepte că dacă răspundesc energia în mai multe părți și mai ales la bărbați, nu mai pot să împlinească lucruri? Pentru că, îți spun eu de ce, pentru că nu-ți dai seama într-adevăr cât e de, hai să spun așa, poate nu e foarte corect, cât e de gravă situația, că nici eu nu mi-am dat seama, îți spun. Deci eu am zis, bă, dar ce e așa acum chiar, unde sunt, mă întâlnesc cu omul, vorbesc, nu i-am sărit de gât, tu nu-i sari de gât, dar tu nu știi ce face el cu tine. Nu Mă știi ce face înțelegi? el, exact, nu știi ce face el. Nu știi ce face el. Că Și bărbații după aceea întotdeauna tu își fac gânduri, își fac imagini, așa e. Da. Și îți leagă niște cordoane acolo de zici de unde sunt. Da, Adică eu și am sug energie văzut din niște... tine. Da, și îți iau. Deci, Și ia atunci, împlinirea. știi, da, trebuie să compensezi foarte tare. Știi că energia asta vitală o asimilez, am zis corect, o aduni, prin picături, muncind foarte tare, dar cu picătura o aduni. În schimb, făcând, bă, să duci, mamă, știi, trebuie să faci nu știu câte slujire și dăruire și restrângere, nu știu câtă apă să bei și covrigi să mănânci, ca să ai energie și de acolo să vitală și de acolo să vină situațiile favorabile permise de divinitate. Știi că nu trebuie să le faci cu scop. Că eu n-am știu, asta e cheia și lăcata, eu n-am crezut ce ai zis tu și eu n-am făcut cu scop. Eu am vrut să văd dacă deci, dar Ca n-am să mă cerți pe crezut. mine să-mi zici că nu merge. Da, eu a zis, bă, dacă nu funcționează, mă duc și spun lui Mare, zic, mă las. Uite, eu am făcut și nu funcționează. Și a doua oară când o iau peste cap, că am mai făcut, când a fost cu supunerea, tot așa mi-ai spus, tu fă aia, fă aia, fă aia, și a zis, bine, fac, că zice Marius, dar dacă nu ies, abia aștept să mă duc la el. Și nici acum n-am crezut. Să știi că n-am crezut. Și cine e în jurul meu știe că eu am comentat foarte tare, că am zis că nu pot să cred că doar suntem oameni. Nu înseamnă că trebuie să-i sar la unul de gât. Nu știu ce, adică mi se părea o chestie. Dar nu Dar să știi ce știi că... gândește celălalt. Păi n-aveam cum. Și nu vei cum. Deci pentru că n-ai pierdut energia acolo, uite, ți-a venit acest dar, te-a verificat. Te-a verificat Și tu ai... Dumnezeu. Deci l-ai pus pe Winfrey pe primul plan. Și atunci ai alimentat relația și atunci el, când ai plecat la Bacău, ți-a scris în microbus. Da, da. Că îți Și să știi scrie, că nu așteptam. îți scrie din energia ta. Deci celălalt vine spre tine cu energia ta. Și stai să vezi ce mi-a scris. Mi-a scris așa, zic, că nu știu ce glumeam noi acolo, că el tot drumul mi-a scris și tot timpul, știi? Și nu știu ce glumeam noi acolo și el a zis, zice, că na, că tu ești așa tânără, că mâine, zice, mâine 29 de ani împlinești, nu? Și zic, Winfried, cum poți să uiți? Eu împlinesc 26 și el zice, aoleu, am greșit, iartă-mă, așa, știi? Și el îmi zice, dacă n-ai fi, acum ținte bine, zice, dacă n-ai fi fost plecat în concediu, aș fi lăsat să ajungă la tine un buchet de flori așa cum îți place ție sau chiar ți l-aș fi adus personal. Și eu, bineînțeles, că i-am scris, wow, chiar ai fi făcut tu asta, mamă, ce lib, ce drăguț, iubitor din partea ta, ce gest frumos, i-am scris treaba asta.
Deci îți dai seama, hai, stai, altfel trebuie punctat. Deci Winfried este acel bărbat care în luna iunie mi-a zis că nu vrea să mă mai vadă în viața lui. Niciodată, vreodată. Și nu mai Deci vrea să mai asta vadă arată în că viața lui. exteriorul e funcție de tine. Dacă tu te schimbi, se schimbă exteriorul. Da. Atitudinea Care, față de tine. exact, tu ții minte când mi-ai zis în noiembrie să-l caut și eu ți-am zis, el mie mi-a scris negru pe alb că nu vrea să mai aibă niciun fel de relații cu mine, nici de prietenie, nici de nimic, nu vrea, deci, domnule, nu vreau să mai știu de tine niciodată vreodată. Mi-a scris, eu am negru pe alb scris mesajul lui, mie nu poate să-mi spună nimeni niciodată că eu am păstrat toate mesajele. Frumos. Deci, vorbim despre aceeași persoană, nu vorbim despre două persoane diferite. E aceeași persoană. Și el a zis că nu mai vreau să mai aud de tine și să mai știu de tine și așa. Dar, măi, Marius, acum hai să fim drepți, că doar tu știi. Eu am făcut multe de atunci. Știi, am fost cu bătrâna, bătrânicei, am făcut cercul de seniori, am făcut dăruire, am făcut multe. Adică de la ni făcut nimic, nu Ai cred mâncat că... pe smet Deci, cu apă? am mâncat pe sme cu apă, am îngreșit salariile pe la oameni, am ras, am șters tot de prin computer, numai tâmpenii am făcut. Da, dar cum se cheamă? Nu, dar exact ce spui tu. Deci ce spui tu, Marius? Deci, te schimbi tu, se schimbă exteriorul. Și lucrurile, schimbările astea, vezi, Marius, că eu le-am făcut la nivelul meu, a sufletului meu. Deci, eu m-am... A fost situația aia, altercația la începutul lui iunie, 3, 4, 5 iunie și acum suntem sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie. Deci nu dura 3 zile sau 3 săptămâni. Sau... sunt etape care trebuie sufletul să le parcurgă și să le faci din convingere că tu vrei să, cum se cheamă, vrei să te apropii de divin. După ieri, pe mine m-a sunat o colegă de-a noastră și mi-a zis, zice, ți-o scris un fresc, bineînțeles, am vorbit cu el, zice, ești fericit acum. Zic, măi, dacă ți-ar spune că nu sunt bucuroasă, dacă ți-ar spune că nu sunt, te-aș minți. Deci, e ok, sunt bucuroasă, la care ea zice, băi, ce nebune suntem noi femeile. Dacă nu-i avem, nu suntem mulțumite. Dacă îi avem, toți suntem mulțumite. Și am zis, nu. Asta e mai nasol decât asta. Eu nu vreau să mă lipesc. Zice, wow. Zic, da? Ei, Dumnezeu e pe primul loc. Cum zice Dumnezeu? Îi mulțumesc, îi sunt recunoscătoare. Dar cum zice? Da, dar atunci se generează un pericol foarte mare pentru tine. Va veni spre tine. Doamne Și te ajută! va căuta tot timpul și te va dori. Auzi, fii atent! Cum scrie în testamentul, în Vechiul Testament, zice, după mii de jertfe, Solomon, Dumnezeu a venit la Solomon și i-a zis, iată-mă, ce vrei tu, sunt aici. Și Solomon a vrut înțelepciune, da? Pe mine să mă les așa proastă cum sunt, dar să-l aducă pe Winfried. Așa va fi. Așa va fi. Dacă mă întreabă, dar el știe, știi? Deci nu mai trebuie să Dar trebuie să îi stai în spune. starea asta de restrânge tot timpul. Tu. Da, așa e. Să știi că dacă îți spun că ieri am fost în restrângere, te-aș minți. Am băut și un pahar de prosecco, am mâncat și-o. Că eu ieri, când la ora 7 au venit... unde stau eu aici și au venit lumea cu tortul, cântându mulți ani trăiască, ce era să zic, eu nu mănânc tort, că eu stau... Deci, Bineînțeles, compensă. când ești la o festivitate, mănânci, nu e Da, nicio problemă. da, da, După și care mai ales mănânci pe că... smet cu apă și totul ai. Da, exact. Plus că Compensezi. i-am zis, te rog frumos, du-te... și am mai făcut că am fost ieri la magazin și erau două fetițe și vroiau niște jucării și mamele lor nu lasă și i-am zis, lăsați. Care le vrei? Ia, hai, luați-l. Deci, că era ieri și era, zic, azi e ziua mea și primesc cadou de la mine. Eu știam că mă așteaptă acasă tortuș cu prosecco. Deci, trebuie să fii atent, știi? Ce, cum faci? Nu, nu mai am ce să spun. Deci e uimitor și mie nu vine să cred. De ce nu-ți vine să crezi? Că ai avut putere să fii constantă. Păi n-ai stat în spatele meu cu biciu? Da, dar nu ți-am spus eu să mănânci pe smet cu pâine, cu apă.
Da, nu mi-ai spus tu, dar ai spus la toate webinariile că se face restrângere. N-ai zis, nu mi-ai zis mie personal, dar ai spus tot timpul că dacă vrem să schimbi lucrurile, trebuie să intrăm în restrângere pe toate fronturile. N-ai spus tot timpul chestia asta? Da, pentru tine este un mare miracol ce s-a întâmplat. Într-adevăr, și întâlnirea cu colegul tău a fost ceva uimitor. Incredibil. Dar mie pe mine altceva m-a distrat. Că... tu zici, dar de ce zic, nu știu, asta mi-o spui tu mie, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. Deci 0,00000001% ca să fi Ca să se întâmplat ce întâmple așa ceva, este imposibil. s-a Este întâmplat. imposibil, da. Și a venit o verificare de la Dumnezeu și a zis, uite, meriți pe Winfried. Puteai să cazi. Deci asta eu așa am luat-o ca test. Deci eu când am văzut marți că mi-a scris Winfried, zic că ăla mi-a fost test, mamă, și că puteam să cad. Pentru că eu am avut propoziția care mi s-a spus, știi? Am avut acolo propoziție care mi s-a spus. Și puteam să cad foarte ușor. Puteam să cad. Și culmea este, știi, că m-am lovit așa, nas în nas, deci nu a fost așa că eu pe un trotuar, altul pe alt trotuar și eu m-am ascuns după un copac. Că n-am avut, atâta e ușa, nici la stânga, nici la dreapta. Înțelegi? Fantastic a fost. Deci, fetele, femeile care au un iubit, iubită și vor să fie cu cineva, să fie atente la pierderea energiei cu alți bărbați, că e grav. Știi ce se Te întâmplă? verifică Dumnezeu și zice că nu-ți dă voie. Deci, fii atent. O să-ți spun o chestie. Deci, dacă îl vrei pe... Deci, tu ești convinsă că îl vrei pe Ionel, da? Deci, domnule, eu îl vreau pe Ionel. Bun. Deci, dacă îl vrei pe Ionel și ești sigur că îl vrei pe Ionel, tu nu mai ai cu Costel, Mirel, Lucian, nu mai ai treabă cu el. Dacă tu ești cu semnul întrebării și zici, băi, aș vrea pe Ionel, dar dacă Ionel nu mă vrea, eu sunt deschisă pentru altceva. Dar în momentul ăla, să știi că dacă te duci cu celălalt îl pierzi pe Ionel, îl pierzi pe Ionel. Îl pierzi pe Ionel. De-aia mă repet. Deci dacă tu îl vrei pe Ionel 100%, 100%, stai acolo pe Ionel călare sau nu. Mă exprim greșit. Cum se cheamă? Trebuie să-i respingi pe ceilalți. Da. Vezi de viața ta și atenția e la Ionel. Da. Dacă tu spui, băi, eu sunt deschisă și pentru altceva să văd, deci, așa, conștient că în momentul în care atenția e distributivă... S-a răspândit energia și atunci nu mai e cu Ionel. Și Ionel simte și atunci... Exact. Deci e la fiecare cum vrea, știi? Da. Dacă Trebuie să simtă celălalt, să simtă energia că eu toată atenția e pe el, atât. Exact. Deci și răspunsul celui altă clipă, răspunsul celălalt este atenția ta. Deci tu dacă dai toată atenția acelui om, deci el cu siguranță îți va răspunde pentru că va simți din partea ta atenție și afecțiune și dragoste. Da, Și și am trecerea să-ți spun timpului cu el. Eu am mai făcut o chestie și anume eu când am plecat de München, deci eu am plecat vineri, joi ultima discuție care am avut-o cu Winfried, așa, fără nimic, deci alo, nu știu ce. După o săptămână ce-a trecut, zic, măi, mă, ăsta să nu creadă că eu am dispărut ca măgarul în ceață, nu mai dau niciun semn de viață. Și i-am scris două propoziții. Chiar dacă nu m-am anunțat, să știi că ai toată susținerea mea, dacă ai nevoie ceva întrebări, mă poți contacta oricând, liebe Grüße, salutări cu iubire, Florentina, adică știi că nu m-am anunțat și el pentru, știi tu, situația care o are nevoie. Și atunci, băi, adică n-am fugit, adică știi, era așa... Că nu mai dădeam niciun semn de viață. Și i-am trimis asta fără nicio așteptare, numai să spun, eu sunt aici, așa. El mi-a mulțumit foarte mult și atunci o testa terenul dacă sunt... că el nu știa că eu sunt în România. O testa terenul să vadă dacă sunt în Germania, că la nemți acum ai Paștele, știi? Și m-a întrebat, mi-a mulțumit, nu știu ce, și m-a întrebat pe lângă gar, pe lângă drum, dacă sunt în Germania. Și am spus, atunci am zis că sunt în România.
Și asta au fost, i-am trimis mesajul ăla joi, mi-a răspuns vineri, eu i-am răspuns înapoi duminică la 4 dimineața și marți, duminică la 3 jumate a fost testul și marți la 1 jumate a început să-mi scrie. Știi cum se schimbă lucrurile? Când ești ferm pe un singur om, tot timpul, indiferent ce s-ar întâmpla, că vine, că nu vine, că vei fi cu el, că nu vei fi cu el, tu să fii toată atenția pe el. Deci toată viața, indiferent ce s-ar întâmpla, tu să-l iubești mai pe el și atunci se încărcă cu energie. Deci Dumnezeu trebuie să vadă fermitatea și hotărârea definitivă a ta. Și când ai hotărârea definitivă, nu oscilantă, atunci poate schimba situația de viață, pentru că ele se schimbă din energia ta, din nivelul tău de hotărâre se schimbă situațiile de viață, dacă poți să înțelegi. Eu înțeleg foarte bine, pentru că și eu am făcut ceea ce ai spus tu și eu am împărțit energie, uite așa, am dat-o în toate părțile, în ideea că poate ies prințul de după... Da, deci eu sincer, eu nu-ți vând aici castraveți, știi? Și după ce a fost chestia aia și am tăiat toate macaroni, toți pomii am tăiat și am rămas în plină câmpie, și atunci ai atenția numai într-o direcție, atunci lucrurile se schimbă, știi? Deci fetele și femeile și bărbații care vor să fie cu cineva, te se acordă atenție numai acele persoane, să nu răspundească în altă parte, și cu cât există, este hotărârea totală, adică iubirea este totală, indiferent ce se întâmplă, cu atât mai repede vor fi împreună. Da, dar trebuie să, cum ai spus tu, și eu repet chestia asta, deci tu trebuie să fii convins că aia vrei, adică nu 99,9, nu 100%, pentru că 0,01% ăla, dacă l-ai călcat pe strâmb, acolo se închide totul, ăla pleacă, nu vine, deci se întâmplă lucruri. Și în momentul în care ai închis robinetele de prin jur, vine alaltul, vine cine trebuie cu toate pânzele sus. Deci mie ce mi-a scris Winfried Marx, mi-a cădea telefonul, mai luam, iar mai citeam. De atâtea luni de zile doar voi, deci ăla nu zice nici pâns, nu zis. L-ai manipulat, l-ai manipulat cu pesmes și cu apă. Și cu fidelitate. Fidelitatea e foarte importantă într-o relație. Deci chiar dacă nu te vede cineva, să fii fidel. Este și să știi important. Că cât m-am uitat după copacii ăsta, nu s-a anunțat. Din momentul în care am terminat cu prostiile, lucrurile au început să funcționeze. Cât umblam după cai morți, le-au potcoavele, nimeni nu s-a anunțat, să știi. Cam de la emisiunile cu fidelitatea? Poftim? Cam de la emisiunile cu fidelitatea, cu Virtu, de cam de acolo? Ai renunțat la alte variante? Deci eu când am fost în România, când am venit în România, tu mi-ai spus clar, dacă vrei, termin și te concentrezi și mi-ai spus foarte clar, nu-ți distribui atenția cu alți bărbați. Mi-ai zis cu subiect și predicat. La Brașov sau unde? La București când am fost. București, acum când ai fost... Da, mi-ai zis cu subiect și predicat. Asta a fost odată. Înainte de asta a fost, cum se cheamă, a fost webinarele tale, că apăruse webinarele cu sexul pe vertical. Culmea este că am găsit o emisiune pe TikTok de 2-3 minute în care spune lucrurile acestea cu pierderea de energie cu alți bărbați. Am pus pe grup. Dacă vrei, îl caut și îl repostez. Eu am găsit ceva, astăzi am văzut pe Facebook care a fost postat de tine, am dat și like și cred că acolo cu mine vorbeai. Cred că cu mine, că mai mult ai povestit, mie cred că îmi spuneai chestiile astea. Că să...
văd de treaba mea și că e bine așa ce s-a întâmplat și să accept că... Măi, eu am trecut prin foarte multe etape, să știi. Le-am luat și eu ușurel. În primul rând a fost acceptarea faptului că el a plecat atunci. A trebuit să accept. Deci asta, știți, multe etape care au fost până acum. Deci îți spun, nu s-a întâmplat așa cât ai bate din palme. Și sunt multe lucruri care eu le-am integrat în perioada asta. Dar cireașa de pe tort, cum zic eu, a fost faptul că n-am mai împărțit energie nicăieri. Asta a fost cireașa, asta a funcționat, mă, a funcționat, ce să-ți povestesc. A venit cu propoziții, cu astea care el nu le-a povestit de când eram împreună. Adică el mi-a spus, eu am document aici, nu vorbesc pe perete, pot să arăt. Cum se cheamă? Mi-a spus, eu duc dorul, timpul petrecut cu tine împreună și eu i-am spus, zic, eu am încredere în Dumnezeu că o să fie totul așa după voia Lui. Și el mi-a spus, zice, și eu am încredere în Dumnezeu să văd ce hotărăște în privința mea și în privința noastră. Eu îți arăt din grup pe alb. Cred că nu sunea să crezi. Nu sunea să crezi. Păi cum să vină să cred? Mă zgârțâia și autobuzul ăla și citeam acolo ce-mi scrie el. Eu am fost într-un deliriu total până aici, până la Bacău, marți. Așa este drumul spre Rai. Deci, cu zgârțituri. Cu... Ei, lasă, Marius, acum hai să fim serioși, nu-s eu pentru Rai, dar sunt schimbări și funcționează. Acum eu știu, știi care e părerea mea, Marius, tu să mă contrazici dacă greșesc. Cred că fiecare de noi trebuie să trecem prin experiențele astea, știi? Să ne dăm capul de pereți, să suferim și după aceea să facem încetul cu încetul modificările. Nu? Nu crezi că e așa? Bine. Pentru că tu ce vorbim, noi ce vorbim noi acum, păi tu de 4 ani de zile spui toate, adică nu e o chestie acum, gata, am descoperit apa caldă, de când spui tu lucrurile astea? Dar n-am fost nici noi care suntem în grup la nivelul ăla de înțelegere, de conștiință, încât să facem schimbarea. Că fac și eu ca Iuliana, ce bă, dar Marius, de câte ori nu a spus în webinare despre pierderea asta de energie? Ce bă, dar n-am auzit, abia acum am început și eu să aud. Nu, nu e vorba de, știi, e vorba de înțeles, de aplicat, de, nu știu cum, e altceva. Știi, pentru că ți se implantează asta în subconștient și în ADN și în momentul în care apare cineva sau așa, tu, de exemplu, deja iei distanță, îți vezi de treaba ta, vorbești strictul necesar, nu mai întinzi pelteaua. Și la revedere. Adică, știi cum e, când ești la servici, ai un șef, vorbești concret pe servici, mai departe nu mai mergi cu el la cantină să mănânci. Te duci cu un colegă. Da. Știi ce se întâmplă? Noi nu știm natura fiecăruia din noi, a bărbatului și a femeii. Dacă femeia ar ști că bărbații își fac idei, știi, atunci ar fi mai precaute. Își fac gânduri, idei. Dar totuși, tot datorită acestor idei, Winfried a revenit la tine. Deci el a avut imaginile acolo, clipele au petrecute cu tine și i s-a făcut dor. Deci așa este bărbatul. El își face idei. Deci femeia trebuie să știe, să se păzească de chestia asta. Că dacă sunt bărbați străini, trebuie să trezești cu legături cu alții. Da. Și le vor căuta sau se vor gândi la ele. Da. Și dacă mai sunt bărbați care știu lucrurile astea și știu să manipuleze energiile Pădătorii astea. știu toți. Toți știu asta. Da. Pătătorii știu asta. Da. Păi a fost o colegă de-a noastră care tot așa a încercat s-a văzut cu un fost prieten și în speranța că dacă o să fie împreună într-o noapte, lucrurile se schimbă. Și am zis, tu ai pierdut energie și eu s-o încărcat. Dar în rest nu se schimbă nimic. Și după, înainte de a pleca, el i-a zis ei să nu crezi că dacă am fost acum împreună, o să ne împăcăm. Și ea după aia m-a sunat, zice, așa e cum mi-ai spus.
tu. Și ea era năcășit și a zis că o greșit și a zis, n-ai greșit, îi mulțumești că s-a întâmplat așa, pentru că prin experiența asta ai înțeles care e chestia și la următorul prădător, pentru că ăștia sunt prădători care vin conștient, adică vii să-i arăți colecția de timbre, cu ultimele două achiziționări de timbre deosebite. Hai mă, lași. Așa. Atunci îți bat toate clopotele în cap și ai să știi că nu, un bărbat serios nu vine numai, nu știu ce, face alte lucruri. Pentru timbre. Da, e așa cum ai spus tu, ca să primești timbre, trebuie să fii a la lung o chestie reciprocă. Dau eu, dau tu, dai tu, dau eu, dau tu, știi? Durează în timp, sigur. Gesturi, atenție. Se vede că majoritatea cad, nu au răbdare și pleacă. Și cei care cad sunt tocmai prădători. Da. Da. Și noi credem că dacă sunt... Nu, știi, Mariu, știi care e chestia? Cred că noi nu suntem atât de conștiente, nu, altfel. Cred că nu putem să facem distinția foarte bine care e prădător și care are intenții bune. Pentru... Spune. A să spun de ce. Iubirea, deci omul care iubește, iubește definitiv, adică pentru toată viața. Nu iubește doar acum, conjunctural. Doar de moment. El iubește pentru toată viața. Și din cauza asta, omul care rezistă în timp este cel care va rămâne cu tine. Altfel vor pleca. Cei care se grăbesc nu vor o relație de lungă durată. Dar cel care iubește vrea o relație de lungă durată și așteaptă oricât. Da, dar trebuie să punctez aici, în primul rând, sau punctăm amândoi, femeia trebuie să aibă ea răbdare, pentru că noi ca femei nu avem răbdare, să știi. Bărbatul are răbdare. Bărbatul stă ani de zile după tine. Și după ce, nu știu ce, pa la revedere, dispare ca magarul în ceață. Prădătorii, că cei care serioși, serioși. Prădătorii nu stau ani de zile. Prădătorul, dacă vede că nu merge, pleacă. Măi, să știi că sunt unii din ăștia care ei așteaptă. Așteaptă, dar vorbesc cu mai multe femei. Bravo, exact. Și se simte. Deci, de unde știi că cineva, un bărbat sau o femeie discută cu mai mulți? Nu ți acordă toată atenția. Când nu ți acordă toată atenția, știi sigur că vorbește cu alții sau altele. Deci asta este criteriul. Deci numai omul care, sau femeia sau bărbatul care vorbește numai cu tine, acela te iubește cel mai mult. Dar dacă acordă atenție la mai mulți, nu va vorbi cu tine. Da, dar vezi că tu aici în webinarele astea ai accentuat chiar interacțiune, în ghilimele, nevinovată. Știi? Alo, ce faci? Cum ești? Bine? Nevinovata Ce-ai intră făcut? tot în seducție, sigur că nu. Păi asta e făcută din asta e seducție, care din nu... spiritul de seducție. Și bărbatul are această un putere în el care îl cheamă tot timpul să caute altă și altă și altă femeie. Așa e făcut el. E Deci, greu, e greu lucru... să păstrezi o relație, este foarte greu să găsești omul potrivit, dar nu depinde de celălalt, depinde de tine. Deci tu dacă ai un comportament din acesta în care duci toată atenția spre un singur om, asta îl va face că pe cei care sunt prădători va face să plece, iar cel care este al tău va veni. Ce e al tău e pus deoparte. E pentru tine. Deci nu depinde de ceilalți, depinde de tine. Dacă Dumnezeu vede în tine dăruirea totală pentru un singur om, îți va aduce omul potrivit care face același lucru. Cred că e și vorba de energie, că în momentul în care te întâlnești cu 2-3, se dispersă energia și nu mai ai energie să susții relația după, chiar dacă ai pe cineva care într-adevăr Exact, îți place și ți exact, se exact. pare nevinovat aceste întâlniri, aceste întrevederi, băi, că ce am făcut? Nu Am sunt fost la o nevinovată deloc. bucătărie? Orice Păi discuție asta cu un zic. bărbat nu e nevinovată. Ăla nu stă degeaba. Bărbatul pleacă, nu-l interesează să discute cu o femeie. Dar dacă îi place, de ea va rămâne. Femeia trebuie să păzească de acei bărbați care rămân. Și pe de altă parte, în familie, spre exemplu, dacă bărbatul nu-i acordă toată atenția, înseamnă că acordă atenție la alte femei. Asta și invers. Femeia acordă atenție altă bărbați. Dacă nu-ți acordă toată atenția, înseamnă că se duce, e distributivă, se duce la mai mulți.
Și atunci deja s-a terminat, că se vede că nu-l interesează să dăruiască reciprocitate. Nu ți arată tot dragul lui, nu face sacrificii. Bărbatul sau femeia care nu mai face sacrificii pentru tine. Da, acolo s-o termina relația. Că nu e implicare, nu e Păi, asumare, nu-l mai interesează, știi? dragostea înseamnă că omul pe care îl iubești este totul pentru tine. Exact cum spunea Antoine de Exact. Saint-Exupéry în Micul Prinț. Da? Deci spunea că floarea care o iubește mai mult este cea care te iubește pe tine cel mai mult. Da, și nici nu o rupi. Da. Știi? Da. Spunea foarte Deci. frumos Antoine de Saint-Exupéry, zicea, când te gândești la ea tot timpul și nu știi, când te întâlnești cu ea, ești bucuros și nu știi ce să faci, să o uzi, să o ai grijă de ea, aia este dragostea. Deci dragostea Și nu este o vrei. problemă de a uda relația, de a avea grijă de relație continuu. Să vadă o disponibilitate totală, adică să-l pui pe cel pe primul plan. Nu, restul nu mai contează, ceilalți nu mai contează. Asta înseamnă un fel de spirit de sacrificiu. Seamănă cu, așa este iubirea mamei față de copii. Mama nu mai ține cont de nimeni și se sacrifică total pentru copii. Păi eu am fost impresionat când venea să plâng odată, păi era un film, ziceam ce mă uit eu la film cu pușcăriași. Am povestit, nu? La o închisoare de maximă siguranță în Statele Unite, când a venit mama unui pușcăriaș, care era conducătorul pușcăriașilor de acolo, știi? Că ei se ordonează, se aranjează în așa fel încât își aleg un conducător al lor și acolo. Și era un tip foarte solid și foarte mare Cu și tatuaje. cu tatuaje, da? Și l-a chemat mama lui, era negru. Și l-a chemat mama lui la vorbitor, a deschis ușa. El când a deschis ușa, că l-au filmat din cameră, din interiorul, l-au filmat, când a deschis ușa, era mare de tot și așa. Și când a văzut-o pe maică sa, deodată s-a dezumflat. Deci s-a dezumflat, parcă a fost un balon înainte. Și odată s-a dezumflat, a pus mâinile între picioare și s-a dus la mama lui ca un pui. Ca un nevinovat. Și l-a luat maică sa în brațe. Deci cu toate că a fost criminalul criminalilor, că nu știu câte crime a făcut, mama lui tot îl iubea. Deci asta înseamnă dragoste. Indiferent ce s-a întâmplat, tu să-l iubești. Asta e iubirea totală. Iubirea divină și e foarte frumoasă. Și uite ce s-a întâmplat între voi, cam asta a fost, știi? Tu l-ai iubit chiar dacă el a spus ce a spus. În continuare l-ai iubit, în continuare l-ai așteptat, în continuare l-ai deschis. Și te-am spus, tu nici n-ai crezut atunci când ți-am zis, acum scrie, e momentul să scrii. Frumos că mai ai ascultat, că puteai să zici, a, mai lasă-mă în pace. Cum am zis în noiembrie, dar să știi că în noiembrie divinul din mine nu o făcut treaba asta pentru că eu mai aveam lecții, mai aveam, trebuia să mai învăț cu ce a urmat. Nu eram încă pregătită și divinul din mine nu m-a lăsat. O zis, mai ai, nu ești terminată cu școala, nu poți duce încă la examen. Că tu Da, și gândești că poți... eu am recepționat imaginea, dorința lui. Avea o dorință așa de puternică să vorbească cu tine și am recepționat-o eu. Că sunt mai Știu, știu. sensitiv și în cauza asta ți-am spus. Știu, 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 Marius, știu. Dar am aflat asta, am înțeles asta abia în martie, la jumatea lui martie. Că eu te-am întrebat și tu mi-ai spus mie o chestie. Eu am întrebat, zic, Marius, băi, eu mi-am dat seama că este ceva, dar nu înțelegeam ce. Și dacă ți-aduce aminte, și eu i-am spus asta lui Simona, tu mi-ai zic, băi, Marius, dar de ce insistat tu așa de tare să-l caut pe Winfrey? Și tu mi-ai spus mie, zici, păi că te-am văzut așa că suferi și n-am mai vrut să te mai văd că suferi. Eu când mi-ai zis treaba asta, i-am zis lui Simona, zic, Nu, poate că numai eu a nu mai spus vreau. că și simt că el vrea să Nu, vorbească cu tine. mi-ai zis așa, că n-ai, tu ai un fel de a lucra, ca să zic așa, tu leși la mine, eu iau decizia, tu spui, dar decizia e a celui care, tu nu influențezi, nu intervii în viață, să spui, băi, vezi că ăla te caută, așteaptă, nu, tu ai zis caută-l, așa. Eu am zis nu. Și zic Simone, zic, băi, eu nu știu că doar Marius ia ca nu mai poate el că sufer, eu că de fapt ego-ul suferă, zic, este altceva, dar nu-mi dau eu seama despre ce e vorba, zic, dar la momentul potrivit am să aflu.
Și-o trecut decembrie, ianuarie, februarie, martie, mai trecut încă 4 luni. Dar tu ce aminte, tu știi, adică din 4 luni de zile, prin câte etape am trecut noi, Marius. Deci, a fost atunci, că și, cum se cheamă, că și femeia, în femeie este Dumnezeu, după aceea cu sexul pe verticală, au mai fost încă niște chestii, deci toate lucrurile astea eu încă nu le aveam pe vremea și o trebuie să le să le preiau, știi? Și să le implantez la mine în subconștient. Și a durat. Și a fost ok. Eu, deci, să știi că dacă eu, îți spun sincer, dacă eu făceam treaba aceea, îl căutam în noiembrie, să știi că nu eram cum am fost acum și iar apăreau altercații și ne-am fi despărțit. Nu eram la nivelul care sunt acum, niciodată, vreodată. Când tu mi-ai zis treaba asta, aveam... Nu, Dar cum poți să niciodată. descrii nivelul pe care îl ai acum? Cum poți să ți-l descrii? La ce nivel Măi, ești? Ce înțelegi mai mult acum? E nivelul de înțelegere, nu că nu știu ce nivel, e nivelul de înțelegere. Îți spun eu ce înțeleg mai mult acum, că nu trebuie să pui nimic mai presus de Dumnezeu, că trebuie să lași să se întâmple toate, că în planul lui deja întâmplat. Noi nu suntem decât aici să duci în planul lui, dar nu avem. Că momentul în care te opui, îți vin din față cu o forță de te trântește, de n-ai timp să-i mulțumești. Deci să nu risipești energie inutil cu alte situații și cu alte persoane. Deci uite, sunt foarte multe lucruri care le-am învățat. Să încerci în fiecare zi să faci pași să te apropii de divin prin toate lucrurile care le știm, prin slujire, prin Deci, dăruire. apropiindu-te de divin, te apropia de Winfried. Da, păi eu n-am făcut asta ca să fiu cu Winfried, că tu ții minte când îmi spuneai tu și eu ziceam, e el sau altul sau niciunul. Pentru că eu dacă aveam un scop, nu se întâmpla nimica, că în momentul în care ai scop, nu se întâmplă. Trebuie să spui că în momentul în care tu ai evoluat spiritual, atunci l-ai meritat pe Winfried, pe nivelul pe care are el. Altfel, erai răzvrătită, te luptai cu Da, ea. eram răzvrătită și am înțeles multe lucruri. Am înțeles, uite, și din altercațiile sau din conflicte, că nu sunt conflicte, că noi ne iubim foarte tare și ne susținem foarte tare. Eu cu Simona, că și prin ceea ce avem noi așa, prin cum, că eu noi două, ea e berbec, eu sunt berbec, ea e taur, știi, și noi cu cornițele, așa, dar ne susținem. Nu e o ceartă, nu ne bagiucurim, nu ne... Înțelegi? Și mie mi-a spus o chestie și fii atent ca să vezi care e poanta cea mai dură. Simona este același gen de om ca și Winfried. Nici ea nu vorbește și nici Winfried nu vorbește. Și eu am făcut cu ea școlarizare. Deci tu a trebuit să ajungi la nivelul lui Winfried și al lui Simona ca să poți să... Vezi? Deci Da. a trebuit să evoluezi spiritual. Altfel Și... nu mergea. Nu se Nu, potrivea. și Simona. Și Simona, eu am avut odată o... Te-am certat noi de la niște tâmpieni. Nu are importanță. Și eu am luat un băciu cu... Și eu am stat, m-a ascultat, măi, și mi-a zis o chestie care la mine a căzut ca, cum, ca un petroi. Nu știu, a avut un impact extraordinar. Mi-a zis o singură propoziție. După ce eu am lătrat acolo și am făcut o albie de porci, ea mi-a zis, zice, ai dreptate. O să mă accepți așa greșită cum sunt în viața ta și să mă iubești? Seamănă cu Winfried, într-adevăr. Și eu am observat că în momentul în care voi ați hotărât să faceți școala iubirii în Germania, aia era momentul de revenire a lui Winfried, Da, nu? la asta nu m-am mai gândit. Nu, asta nu, nu. Eu am zis să... Deci Deci tu am... atins o anumit, atât de multă înțelegere încât ai putut să accepti pe Simona așa greșită cum este de obicei și pe Aia Winfried la m-o fel și pe Winfried la fel. dat pe mine, m-o dat pe aia. Și cum o fă, cum e, nu știu, așa l-a aranjat divinul, starea care o aveam emoțional atunci. Că, cum fost? Deci eu i-am scris atâta,
Și am scris două propoziții. Dar au fost atât de pline de... Poți să mai repezi propozițiile? Mi-a zis, da, ai dreptate. Poți să mă accept așa greșită cum sunt în viața ta și să mă iubești? Eu am fost așa rușine de mine, să știi, atunci. Eu nu i-am spus asta niciodată. Dar mi-a fost așa de rușine mie de mine. Și după propoziția aia, noi am vorbit, atunci, știi, n-am, și eu îi sunt foarte recunoscătoare Simonei pentru că și ea mă acceptă așa cum simt, că să știi că eu nu sunt varianta light. Și, uite, am să-ți citesc ceva, dacă îmi permiți, ies puțin. Așa de frumos mi-a scris ieri, de ziua mea, și ea e așa în inima mea, Simona. Mi-a zis, la mulți ani, îți mulțumesc că ești în viața mea, chiar dacă mă chinui, se chinuie ego-ul uneori. Și am zis, și eu îți mulțumesc că ești în viața mea, ești perfectă așa cum ești. Știi, prin școala iubirii s-au întâmplat așa lucruri, știi, ne-am apropiat așa unii de alții la un nivel așa al sufletului, știi, acolo unde e așa toată iubirea și toată susținerea, Marius. Deci, oamenii se pot schimba oricând, da? Da. Să nu credem că sunt absolut neputincioși sau nerealiști. Se vor schimba. Depinde de starea noastră interioară. Nu de alta, dar nu ne mai atacă, cel puțin nu ne mai atacă. Mă refer la discuțiile, adică cei care sunt aici în școală iubirii și au o disponibilitate de schimbare, da? Deci, eu cred că toți până la urmă se vor schimba, absolut toți din școala iubirii. Dar știi ce am înțeles eu din toată școala asta iubirii? Că cel mai important e să îl accepti pe celălalt așa cum e. Bun, rău, cum e el acolo în legea lui. Dacă nu vrei să-ți fii prea aproape, să ai contact foarte des cu el, așa, nu mai, dar te lasă-l așa cum e el, nu-mi schimba, că are și el lecțiile lui de la Divin, știi? Fiecare e așa cum e. Eu am avut chestia asta toată viața, să-l schimb pe celălalt după chipul și asemănarea mea, sau mă rog, ce vroiam eu, credeam eu că e bun, știi? Și mi-am dat seama că în urma tot ce, deci îți spun, Divinul la mine a lucrat pe multe planuri, deci o plecat un Winfried, dar a rămas Simona, care nici asta nu vorbește. Și asta e mută. Și, cum se cheamă, se întâmplă cu diferite lucruri și după ce stai de vorbă cu ea, ea zice, păi eu, de unde să, eu nu știu ce am, a fost acum nu știu cât timp. Și mă, dar cum poți să spui așa ceva? Și zice, păi Florentina, zice, eu te admir foarte tare, că tu vorbești, tu spui, tu ci, imediat ai scos sabia, îi omori pe toți, îi tai, îi faci și acolo, tăiței cu lapte, cum spui. Zice, dar eu abia acum învăț să vorbesc. Și eu îi spun, bă, tu ești ca Winfrey, tu cu Winfrey, voi doi v-ați înțelege minunat, mă, că nu vorbiți. Și mi-am dat seama, știi, și prin Simona, eu am devenit mult mai îngăduitoare, fără să mai am atâta pretenții la om să fie și să reacționeze cum vreau eu să reacționez. Așa că, nu știu, cred că nu se întâmplă nimic aici degeaba în viața asta și cel puțin că suntem cu școala iubirii, cred că părerea mea e că fiecare om care e aici și interacționez cu el, mai mult sau mai puțin, are la o misiune mică acolo, te învață ceva. Dacă ești deschis să vezi ce te învață. Că dacă nu, asta este. Mai vin niște lecții, știi? Nu știu, am avut sentimentul că te gândești așa, că spui că e așa, nu știu, aproape imposibil de realizat ce zic eu cumva, dar nu, să știi că nu-i. Ce te-a influențat? De ce a fost importantă școala bine pentru tine? Ce te-a ajutat? Te-a construit un alt fel de a fi sau așa erai tu înainte? Nu, eu eram cu... Acum, nici acum, și acum am sabia.
Știi? Deci nu că n-aș avea-o. Deci, bă, mi-a zis, nu știu care, într-un webinar, zice, mai, dar mi-a zis mai multă lume. Dacă mi-a zis două lucruri. Unul, nu știu cine a zis în webinar, a fost într-un webinar de asta cu fetele, și a zis, zice, se întâmplă diferite situații care și noi am vrea să spunem, dar până să deschidem noi gura, vine Florentina cu sabia, buf, tam, tu, ce-i tragi și de acolo, bam, 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 așa, gata, am plecat. Și vine alta și spune, zice, și când vrem să ne dăm și noi replica, e gata, ai plecat, ai ieșită din webinar, că eu nu stau, spun ce am de spus, după aia dispar asta, așa fac, știi? Dar... Ca să mi-auzi mail-ul, arunci cu buzdoganul și ai plecat. Și am plecat, da, și după aceea când vrea, și acum când am fost la București, chiar au fost niște situații foarte drăguțe, pentru că oamenii mi-au spus că m-au perceput pe mine cu totul altfel din webinarii. Că eu sunt una de aia care tai spânzuri, nu știu, par foarte dură, nu habar n-am, egal. Și chiar unii așa nici nu au putut sau unele să mă sufere, că au zis că încercau și ele să vorbească, își prindeau curaj și după ce se chinuiau să spună două propoziții, eu venea și le-am, nu, staci, că nu-i bun, trebuie așa și așa și așa, săracele se speriau și ce abia m-am chinuit și să scot două cuvinte și tu ai venit mai tăiat, mai omorâm și mai și plecat. Da, nu, dar deci asta încă o am, nu, dar totuși am învățat să am mai multă răbdare, am învățat să fiu mult mai îngăduitoare cu ceilalți și am învățat să, în momentul în care lucrurile nu se întâmplă după voia mea sau după cum mi-aș dori eu, nu, după, așa, deci după așa să zic, mă, asta așa o trebuie să fie, așa o vrut divinul. Sau de ce s-a întâmplat asta așa? De aici ce am eu de învățat? Înainte nu eram așa. Doamne, ferește să fi spus ceva și eu să fi vrut altfel. Eu te lămuream până cei ca mine. A fost o chestie foarte interesantă. Sâmbătă seară l-am sunat pe popă să-l întreb când, cum, eu în capul meu am zis așa, marți. Nu, luni. Luni pentru parastasele astea, știi? Era sâmbătă seară la ora 9:30 și eu îi spun lui, zic, eu mâine, era duminică, zic, eu mâine mă duc să fac curat la morminte și luni să facem parastasele. La care el zice, da, mâine ți-ai găsit să faci curat la morminte? Zic, da, pentru că verișoara mea, Angela, poate, merge cu mine, mă duce cu mașina, cu căldare, cu mături, cu tot echipamentul, să face curat, că erau vreo 7 morminte la un cimitir și alte, nu știu câte, la alt cimitir, da? Și el zice, zice, da, păi mâine, duminică, luni, sărbătoare, tu atunci faci curat? Eu zic, în gândul meu, ce mai vrei și ăsta de la viața mea, că n-am când altfel. Zic, marți trebuie să plec. Și el îmi spune următoarea propoziție. Eu nu sunt de acord. Măi, Marius, în secunda a doi știi ce am zis? Cum vreți să facem? Păi facem parastasul mâine. Și sunt oameni care costă 100 de lei și vine și face curățenie și am zis, minunat, mâine facem parastasul, cum ați spus dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord, eu fac cum spuneți dumneavoastră. O îngremeni și popa, că mă știi de 30 de ani ce nebună sunt. Deci știi ce mi-a zis? Duminică a zis că până la 12 de noapte nu a putut să doarmă. Că nici eu nu-i obișnuit cu mine așa, că eu lămuream că e bine cum spun eu. Îți jur, mi-a zis duminică că după ce l-am sunat până la 12 din noapte, nu am putut să doarm. Și eu foarte sine, dar de ce părinte? Zice, păi dar tu așa de ușor ai cedat după ce ți-a zis că nu sunt de acord? Zic, păi dacă nu sunteți de acord, ce să mă cer cu dumneavoastră în gândul meu pentru supunerea asta cât am tras eu? Și era chestia că eu am vrut să fie curat la morminte, să fac... Dacă zic, dacă dumneavoastră a spus că face curat după aia, zic, cum spuneți dumneavoastră, că dumneavoastră ești șeful, eu sunt executant aici, fac ascultare. Îți jur, nu-ți că până la 12 noapte nu am putut să doar.
ca să vezi reacție. Deci el a fost duhovnicul la mama, mamei mele, tatălui meu și acum cum ar veni, a rămas eu. Deci mă știe de la vârsta de 25 de ani, când maica mea mă tăra ca târice la biserică, știi? Iar eu eram foarte îndărătnică și țin minte că odată eu venisem din Germania, știi? Venisem acasă și maica mea mi-a zis trebuie să mergi să-l cunoști pe părintele meu, nu, meu duhovnic și asta, eu eram deja cu ochii pe tavan și zice te rog foarte mult, te rog eu să mergi la el. Și eu zic bine. Și zic, dar eu trebuie să mă duc acolo și acolo. Și maica mea îmi spune, zice, bine, zice, atunci ne întâlnim la ora H și mergem la Mitropolie. Păi și apare Florentina la ora H, cu fustă scurtă, cu ciorapi negri, cu papuci cu toc, cu un sacou mulat. Arăta foarte bine, păi eram tânăr, îți dai seama, aveam 24, 25 de ani. Și era încă un trandafir, știi? Deci lui maică mea să-i cadă fața. Dar să vezi cum eu căzut fața pupii când am apărut la Mitropolie, așa, și pe tocul. Să vezi cum s-auzea pe marmura aceea, știi? Și așa mă știe popa. Deci nu mă știe, cum spuneți dumneavoastră, și cu capul plecat sabia nu-l taie, știi? Deci el mă știe de atâția ani de zile. Deci la 25, peste 30 de ani, da? Fac că a făcut ieri 5-6. Să vedem Deci, uite, schimbări. Cum l-ai chinuit pe Winfried? Ce ai făcut? Așa în timp, ce îi făceai? Cum te purtai cu el? N-am făcut mai lucru, numai i-am ars puțin câmpurile. I te-ai opus? L-ai contrazis? Cu vehemență. Cu vehemență. Cu vehemență. Ai spus, nu sunt de acord cu ce spui tu. Nu, nici măcar nu, 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 nici măcar n-am zis poziția asta. Deci ultima dată când noi când am avut altercația care am avut-o, el a venit cu niște variante. Deci el a zis, mergem la București, eu vin joi la tine, vineri ne urcăm în avion, duminică suntem la nuntă, luni ne urcăm în avion, venim acasă, eu mă urc în mașină, mă duc spre Berlin, că el a doua zi avea un termen în Berlin. Și eu am început să latru, că de ce și-a pus el terminul a doua zi în Berlin, că el o să fie obosit, că noi nu avem timp, că nuntă sâmbătă spre... Nu, nuntă era duminică, toată ziua o să fim... toate zilele astea o să fim în București, o să fie petreceri, tot felul de chestii... sâmbătă, duminică, noapte, nuntă, luni o să fim obosiți, la prima oră sau la 10 aveam avion, nu o să știm ce-i de noi, unde să se ducă el cu, de la München la Berlin, urma să ducă cu mașina. Unde să se ducă el atâta drum obosit și i-am mai spus, zic, dragă, nici tu nu-i mai ești așa de tânăr. Ce crezi că poți atâtea nopți să le pierzi și după aceea să mergi cu mașina atâtea ori? Și el, care e un domn, mi-a răspuns, zice, pentru mine nu e nicio problemă. Deci dacă vrei, hai să mergem. Și am zis nu. Și de acolo eu i-am zis că nu suntem compatibili. Și a zis, nu suntem compatibili, atunci ne despărțim. Și a pornit dezastru. Dar chestia care eu ți-o povestesc acum, a avut loc, nu știu, 20 de minute, cam așa au fost, în care el venea cu tot felul de variante. Eu ziceam nu. Și încercam să lămuresc că eu am dreptate. Și să facă cum spun eu. Și el a zis nu. Și ca urmare mi-a scris că nu mai vrea să știe de mine. Sunt nicio vorbă. Da, acum întrebarea este, o să poți să lași de la tine, să nu vrei să corectezi, să nu vrei să schimbi pe celălalt, să nu-l da. Contrazici, vei putea. Uite, hai să spun o chestie, a fost o chestie foarte interesantă și... Că asta înseamnă iubire, să nu-l contrazici. Și să-l susții, dumne, pe celălalt, dar să-l susții din suflet. Uite, el mi-a spus că dacă și-ar găsi un nou serviciu, s-ar bucura foarte tare să fie cu home office, poate să stea
și în, acasă. Deci să fie, măi, și mi-am dat seama cât de tare își dorește el să fie cu copilul lui. Că fata lui face în iulie 14 ani, câți ani mai poți să mai fii cu copilul așa? Că de la o anumită vârstă nu mai vrea să meargă cu tata de mână, vrea cu, na, băieți, tineri, cum cu normal, nu? Măi, și știi cum am zis, Doamne, dacă îi să-și găsească un nou servici, dacă sunt, na, pleacă de la firma asta care e acum, să fie cum vrea el, mai mult să stea acolo, pentru că mi-am dat seama că el e fericit să fie acolo cu fata lui. Degeaba îi pune un pistolul să vină să stea cu mine, că el aici cu mine nu-i fericit. Dar dacă eu îl susțin să fie acolo cu copilul lui, el asta o să-mi fie, o să-l susțină chestia asta. O să fie recunoscător, da. Da, am vrut să spun, da. Adică eu îl susțin în fericirea aia lui, unde vrea el să fie, știi? Că eu până acum ziceam, nu, vii aici și la München și stai cu mine. Mai acolo te mai duci când îi vrei, când îi puteți după moartea mea, știi, vorba lui tata. Deci hai să vedem în concluzie. Cum ar trebui să te porți tu cu Winfried? Să luăm la rând ce să faci? Să nu-l contrazici, să nu îi te opui, să accepti tot ce zice el? Da? Măi, stai să spun Cum o chestie, e Marius. De făcut? Stai. Trebuie să Că le eu știi n-am dinainte. Deci intri din nou în relație, dar Nu. trebuie să le știi. Nu. Stai puțin. Stai. Eu n-am nicio treabă cu Winfried. Pentru că Winfried, cine e Winfried? Acolo e divinul. Deci dacă divinul spune eu vin la 3 luni, vin la 7 luni, da, Doamne. Mamă, la și ce eu nivel știu ai ajuns? La ce nivel ai ajuns? Dacă el îmi spune să vin la 3, la 7 luni, ce să fac eu? Că știi de ce mă pune așa? Deci precis are ceva de a face cu mine. Dumnezeu cu tine, da? Exact. Ce frumos. Ce treabă am eu cu Winfrey? Ce frumos a spus. De ce nu am treabă cu Winfrey? Am treabă cu Dumnezeu. Ce treabă am eu cu Winfrey? Ce frumos. Deci Dumnezeu cu numele de Winfried. Da, păi da. Winfried e așa, e un costum, e o mască, e o... Soare de bire. Deci tu când ai jignit, ai jignit soare de bire acolo. E zis, clar că spune cum de să faci. Acolo era un ego, uite așa, cât palatul ăla de la și soare de bire a zis, serios, păi cine e puterea cea mai mare? Tu sau eu? Mă, dar știi ce îndârjire aveam? Dar să-ți spun o chestie, Marius. Îi sunt atât recunoscător lui Dumnezeu cum nici nu am cuvinte, pentru că m-a salvat de la foarte multe. Și prin faptul că ne-au despărțit, am putut eu să înțeleg lucrurile. Ce să spun? Nu. Pupaia și mâinile și picioarele. Vorbesc foarte serios. Pentru că mă putea trânti cu o boală de să n-am aia, de să încântați toți veșnica pomenirii. Într-adevăr, eu am o verișoară care spune așa mereu, pupăia și mâinile. Știu, de aia am spus. Ileana. Da. Știu, care nu-i prea... Are capacități extrasensoriale foarte puternice. Da. Deci, păi ajungi acolo la un grad de recunoștință când vezi ce alte variante ar fi putut fi, pe cuvânt că ajungi acolo să zici, Doamne, mulțumesc, Doamne. Pentru că împotrivirea asta noastră acolo duce, știi? Că e care pe care, știi? Și nu poți să te pui cu soarele de iubire, că n-ai nicio șansă. Iar lucrurile care le-ai spus tu anul trecut sunt foarte adevărate. Eu n-am avut energie să susțin acea petrecere, numărul 1, și vreau să-ți mai spun o chestie, Marius. Să știi că eu dacă ajungeam acolo cu Winfried, mie nu mi-a ajunge nimeni cu prăjina la nas. Pentru că eu mi-aș fi luat ca eu, Florentina, eu ce am realizat și nu e nici pe departe. Deci, mie mi-ar fi dat Dumnezeu această permisiune să fiu cu el
dacă aveam smerenie și dacă aveam înțelegere și dacă aveam alt fel de a vedea lucrurile, altfel, Deci ca să spun, te-a na. oprit în avans, ca să nu te doboare complet. Da. Mă dobora, să știi. Mă dobora. Mi-a salvat sufletul, mai m-a salvat și pe mine, că mă duceam ca pe... Mi-a luat mintea, mi-a scăzut mentalul atunci. Eu am fost în adevărata mea față și atunci s-a întâmplat. Și după aia știi ce am făcut, că toate lucrurile au fost... Eu cu mine aveam treabă, n-aveam eu treabă cu Winfrey. Dar o să poți să te desprinzi de vechea Florentina, de vechiul fel de a fi? O să poți să stai constant în starea aceasta, în găduință? Cred că toți mai cădem. Mai cădem din când în când, da. Mai cădem Ce ar toți trebui să mai. facem să stăm în starea aceasta divină? Că de fapt Mai acum asta mi-a arătat, că a zis că eu n-am treabă cu infidel, am treabă cu Dumnezeu. mici treaba mea cu Ivrid. Și mici, dacă acolo e divinul care manevrează pe Winfrey, e divinul care manevrează pe Corina unde stau eu, e divinul care manevrează. Marius, în planul divin, e totul deja întâmplat. Ce să mai fac eu decât să las și să-l slăvesc? Mai poți să mai faci ceva? Ce să mai faci? Și cum îl slăbește în viața de zi cu zi? Măi, eu așa am înțeles eu, prin foarte, că eu așa înțeleg prin slujire și prin dăruire. Astea sunt modurile mele de slavă. Na, fiecare face cum crede. Unu. Apă pe smet. Da, uite, de exemplu, eu nu pot. Îți spun sincer, sunt alții care fac 3, 7, 21 de zile de apă. Eu acolo cad, ca să zic așa. Nu sunt. Deci apă, deci eu beau apă, dar am pe smetul. Deci eu așa numai cu apă n-am dovedit până acum, știi? Și chiar copiii aceia sunt uscați? Păi ia rupă unul de el. Nu se pot rupe. Da. Nu. I-a luat de la Iași. Ia uite. Uite cum, star ca piatra, uite ca săgeată. Mănânci unul de ăsta, bei jumătate de litru de apă, că am și apă aici, și pa la revedere. Ce vrei să faci? Și te schimbă situația de viață. Scade orgoliu. Da. Da, uite, alții, uite, Simu, au făcut 3 zile cu apă, Adriana face, au făcut o săptămână cu apă. Mie nu prea Fiecare cât ies poate astea, și cum poate. deocamdată. Da, eu cred că Da, este mai dar în indicat schimb... Te rog. mai indicat cu vrigii ăștia cu uscați cu apă. Cred că e mai ușor așa. Păi e mai ușor, dar nu trebuie să căutăm ușorul. E mai ușor o duci. Când ți-e foame, mai rozi un covric din ăsta. Eu la München aveam Zwieback, pe smet, dar aici n-am găsit. I-am găsit pe ăștia tari ca piatra, Câți uite ca să mănânci geapă. pe zi? Câți covrigi? Păi depinde. Că mi-am mai luat încă niște covrigi cu tot așa mititei, dar să afară. Mi-am luat 10 pungi ieri, ca să am long. Mă duc cu covrigi. Îți dai seama, mă duc în Germania cu covrigi. Zici Păi că... numai așa mănânci tu? Numai covrigi cu apă? Păi nemții n-au Ei, nu, covrigi? că... N-au covrigi? Hai, Au că pe nu smet. trebuie. Au pe smetul ăla, ați viba cu cealaltă, dar l-ați rupt dințul ăla. Nu, Marius, stai puțin, că nu e adevărat, că să știi că ieri am mâncat, ți-am povestit și până acum, când am fost la București, de exemplu, am mâncat, dar am mâncat tot așa, într-un fel de post, adică fără carne, fără brânză, fără lactate, știi? Dar am mâncat combinat. Dar aici și așa cât am fost pe drum, din ăștia am mâncat. Și au observat schimbări la tine, în atitudine, în înțelegere. Se schimbă, trebuie să se schimbe și gândurile se schimbă. Se schimbă, da, se schimbă. Ăsta e următorul, na, să văd acum. Oricum am făcut și eu, cum ai zis tu, că să fac post de la intermitent, aia reușesc, știi?
Să mănânc de două ori. Mănânc pe la 12 și mai mănânc seara pe la 5-6 și la revedere, știi? Dar mănânc. Ăștia alalți fac posturi cu apă și într-adevăr acolo se mișcă lucruri. Da. Da. Se mișcă și la mine. Eu sunt mulțumită, Doamne, e perfect așa cum e. Da. Ei nu fac, cum se cheamă, ceilalți nu fac slujiri, ei nu-ți duc să o plimbi pe UTA sau pe cealaltă cu căruțiu, mă, adică știi că undeva se compensează, dar într-adevăr la restrângerea asta cu apă, tu știi că se mișcă lucrurile. Dar și cu apa asta trebuie să fii atent, să nu-ți crească orgoliu, că degeaba ții apă și îți crește Da, orgoliu. faci poți și capeți orgol. Uite, am o întrebare acum, că ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Te rog. Tu mai iei lucrurile personal, mai poți să le mai iei personal sau îl vezi pe Dumnezeu în toate situațiile de viață, lucrând prin oamenii Nu, care le vin mai spre iau și tine? personal. Stai, că le mai iau. Depinde dacă mă calci pe coadă într-o chestie care Depinde nu-i câți la... covrigi ai mâncat. Da, sau dacă e o chestie care nu-i prelucrată la mine, știi? Și atunci le mai iau. De ce să-ți spun? Vai, nu, eu nu mai... E, de unde stai? Că nu, eu nu sunt Mai scos dumnezeită. sabia, mai scos sabia. Bă! Da. Și bine, și Eu, bine. ca Zorro, sunt. Pam, 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 am plecat. Și bine cu sabia. Măi, nu știu dacă e bine rău, dar ce să-ți spun, oamenii mă văd așa că ce am de spus, spun, nu umblu cu cioara vopsită să-i spun că-i papagal. Uite, de exemplu, chiar Simo mi-a zis că odată mi-a zis, zice, îți mulțumesc că ești așa dură, că îmi trebuie așa câteodată, așa câte un, din ăsta, așa, un ghiont, ca să fac și eu niște schimbări. Ei, atâta o trebuie să-mi spună, că de atunci eu nu mă cu sabia în ceva. Dar ia mă, domnul. Noi suntem în pule opuși, știi? Da. Ea absolutizează Liniștea, înțelegerea și liniștea, da. armonia și nu știu, și vine Florentina. Știi? Așa, și pe aceea zice, stai, că de fapt nu e așa. Și eu zic, a, gata, iartă-mă. Păi trebuie să spui, că eu n-am înțeles, că de ce ai zis aia, că de ce cealaltă, că de ce, cum așa. Știi? Dar Vă noi ajutați una pe alta. ne... Vă Da, dați ceea ne... ce vă lipsește, de fapt. Noi suntem complementare. Eu unde Complementare. sunt plus, ea în minus, și unde ea în minus, eu sunt plus. Noi suntem complementare, știi? Da. Pe mine mă ajută foarte, pe mine ea m-a ajutat foarte mult că eu, având-o pe ea aproape de mine, eu am învățat cum să-l percep pe Winfrey, care nu vorbește. Puteți exerciții pe ea. Da. Cum se te porți când vine Winfried? Da. Și nu mai am, că, uite, hai să-ți spun o poantă. Asta e de milioane. Mă sună ieri Simona. Tu, ce faci? Uite, bine, ta. Zic, da, și tu, și aia, și tu, și pa la revedere. Zic, ok. Zic, vorbim mai târziu. Bine. Mă mai sună o dată. Tu, și aia, și tu. Zic, ok. Mai trec nu știu cât, o sun eu și zic, auzi, dar tu ești supărată pe mine? Zice, nu, dar de ce? Zic, dar tu de ce nu spui la mulți ani? Mă, au, ce-am uitat? Eu zic, am început să râd. Zic, deci, dacă situația se întâmpla înainte de decembrie, te mâncam pe pâine. Zic, da, acum nu-i nicio problemă, m-o distrat. Și zice, știi ce? Ieri am spus să o sun pe Florentina, deci marți, și să o felicit înainte să nu uit mâine. Deci, fiindcă ea și-o propus treaba asta să facă ca nu cumva să uite ce s-a întâmplat miercuri, a uitat să mă sune. Înțelegi? Deci eu absolutizat chestia asta, că nu cumva să uiți să o sun pe Florentina că e ziua ei. Uitat, bineînțeles. Dar eu acum înțeleg lucrurile altfel. Și am râs, am povestit și după ce mi-a scris ce ți-am citit. Da, în alte condiții eu mâncam pe pâine.
Ai gândit să ai Dar făcut tine îmi așa, place. ți-ai repertorizat niște atitudini pe care trebuie de aici încolo să fii atentă, să nu, să le ai față de Winfrey și să nu mai greșești, de să faci ceea ce tu înainte nu făceai. Ai Deci mă niște repet. principii acum. Fii atent, Marius, poate nu m-ai înțeles. Mă repet. Ce treabă am eu cu Winfred? Atunci, față de Dumnezeu, ce principii ai? Mai poți să iei lucrurile personal? Că Deci. aici e singura problemă la Dumnezeu. Luăm lucrurile personal și Da. îi pierdem. Uite, hai să spun o chestie. Eu aseară scriam cu el, știi? Scriam. Și la un moment dat, el îmi scrie. Zice, dar tu de ce scrii cu mine și nu ieși cu prietenii tăi acolo să sărbătorești ziua ta? Bă, deci în prima moment mi s-a urcat aici, m-am enervat. Am și aruncat telefonul pe par, zic, adică eu stau de vorbă cu el și așa, și el... Deci asta a fost prima reacție. După care zic, bă, stai puțin, divinul îți spune, bă, oamenii ăia te aștept, că ei mă așteptau la masă și o stăteam și scriam cu Winfrey. Și zic, bă, deci divinul îți spune, oamenii te așteaptă la masă și tu stai să scrii cu Winfrey. Du-te că te așteaptă. Deci divinul în mod elegant ți-o spus, bă, și m-am calmat. Și i-am scris, ai dreptate, mă duc să sărbătoresc cu prietenii mei, te îmbrățișez, știi? Și m-am dus și asta. Dar în alte condiții, mamă, ce intram în trânsul. Deci nu avea timp să mulțumesc. Deci poți să-L vezi pe Dumnezeu peste tot? Da, în prima reacție îți spun că am avut-o... M-am enervat, m-am Deci ai supărat. luat lucrurile personal. Da. Care este diferența între ce înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu peste tot? Să nu-L mai iei personal. Să zici Da. că cauza lucrurilor, tuturor lucrurilor este El, nu Winfried. Da, și au fost așa, Hiroshima, Ciupierca, aici eu singur, buf, pe ce zic, păi stai, stai puțin, Ai aruncat stai, și telefonul pe pe pat. pat, da, Mamă. eu așa fac, când mă supăr, știi, m-am enervat, Și l arunci? Nu-l spargi? Nu-l dai de pereți? nu, că nu a fost chiar atât de grav, asta a Da, fost o uneori poți situație, să-l și spargi. da. Mamă. Așa. Și știi? Deci asta e că nu poți să spui că ești numai așa. Ești și așa, ești și așa. Noi suntem plus și minus, că e Dumnezeu în noi și nu-i numai bun și nu-i numai rău. Eu sunt și buf și după aceea neocortexul meu funcționează, am puteri de discernământ și atunci zic, bă, stai puțin, că aici e divinul. Ci îmi arată, păi aia, zic, ok, gata, mulțumesc, Doamne, mă trimiți că mă așteptau 6 oameni și eu stăteam să scriu cu Winfrey, că bineînțeles că mi-i încurgeau ochii pe aici să stau de vorbă cu el, aia e partea a doua medalie. Și ți-ai cerut iertare la Dumnezeu că l-ai aruncat pe pat? Nu, trebuia să încerc. Păi măcar în minte. Da, dar nu, că nu m-am gândit că Nu pui la Dumnezeu Winfried, la peste tot. Dumnezeu. Da, deci nu, dar momentul ăla nu m-am gândit. A fost așa un gest, fiindcă era telefonul în mână și m-am revoltat, știi? Poți să se închipui că tot ce vine din față este numai El? Da, Și oamenii, încercăm. și Winfried, și tot, și serviciu, și Deci oamenii. suntem acolo, pe drumul ăla, dar nu, eu încă nu sunt, deci așa vreau, dar nu sunt acolo ca să văd numai pe Dumnezeu. Nu sunt, Marius, stai liniștit, că nu sunt. Mai am reacții din astea mai... Și e normal. Eu găsesc că e normal. Că eu nu cred că există cineva aici așa care este într-o balanță perfectă, minut de minut. Băi, știi cum văd eu lucrurile, Marius? Că oameni suntem. Chiar dacă mai te duci jos pe o frecvență mai joasă, te mai duci în revoltă, în ură, în nu știu ceva pe frecvență joasă. Bă, important este să nu rămâi mult acolo. Nu mai mult de 3 minute. Ieși Exact. de du-te sus. Exact. Balansul este idealul. Balansul, să balancezi. Adică Exact. nu este ideal să stai numai pe o parte, să-L vezi pe Dumnezeu peste tot. E ideal să-L vezi și să nu-L vezi. Exact. Asta Asta este e. idealul. Da. Să Nu-i vezi. balancezi. Și să știi că nu că e ideal. Asta este Viața. viața, asta e plauzibil.
Dacă vine mie unul și spune că eu îl văd pe Dumnezeu în Că, tot și în da, toate. stai să stau în genunchi, nu știu ce, nu e adevărat. Nu, nu Trebuie cred. să fii în Deci, ambele poziții. poate omul acela sau femeia aceea reușește sau așa. Dar eu nu cred că e posibil, pentru că nu poți să fii tot timpul numai treaz sau numai să dormi. Trebuie să fii și treaz, trebuie să mai și dormi, nu poți să numai râzi, trebuie să fii și un posomorât. Deci, balansul, știi? Da, Și dar de vezi zic. că ajungi la o stare de îngăduință maximă așa. Adică nu te mai deranjează nimic. Dacă viața așa cum este totul, adică și plus și minus în viața ta, și accepti lucruri, să te accepti și pe tine, nu te mai deranjează nimic. Aia se numește iubire. Da, dar mai avem până acolo, că nu suntem chiar acolo. Dar, uite, eu zic, Marius, tu mă știi de atâția ani de zile. Eu zic că este o schimbare față de anul trecut pe vremea asta, la Corect, da. mine. Nu? În fiecare an ne suntem mai mult decât eram înainte. Da, zic eu, nu? Mai îngăduitori. O să fiu un pas și mai îngăduitor. Știi care-i treaba? Dacă tu ți-aduci aminte, eu ceream foarte mult de la Wilfried să aibă îngăduință față de mine. Corect. E Dar tu aveai minunat. îngăduințe față de el? Dar asta e. Acum am vrut să spun, dar aveam eu îngăduință față de el, față de mine, față de cei din jur? Niciodată, vreodată. Când vroiam eu, când vedeam eu că așa. Deci, în momentul în care tu ai pretenții ca celălalt să fie cum vrei tu, ăla nu te oglindește decât ce e în tine. Că eu dacă aș fi fost îngăduitoare, ar fi fost și el. Că dacă eu eram cu biciu, n-avea el cum să fie plin de îngăduință. N-avea cum, că îți frecvențele, n-avea cum. Dar eu zic că e ok așa cum. Eu sunt mulțumită. Dacă Dumnezeu mai are îngăduință cu mine și să mă lasă pe zi ce trece să mă pot apropia de el și să... Azi, Doamne, ajută! Râde, sunt încântat. Da. Dar toți suntem acolo. Deci eu pe toți îi văd minunat și... Că fiecare la nivelul, acolo cu problema, cu situația lui care îl are. Am observat că s-a schimbat mult școala iubirii, a ajuns la o îngăduință mult mai mare. Nu Da. mai este radicală, nu mai e polarizată. Auzi, stai să-ți mai spun o poantă. Știi că tu ai spus în nu știu care webinar că noi aici în școala iubirii fiecare am venit cu un scop. Că eu am vrut cu Uifre, că ăla nu știu ce-a vrut, că cealaltă nu știu ce. Și că fiecare și-a urmărit scopul. Mă, știi cum văd eu? Eu nu zic că n-ai dreptate. Da, eu, deci eu am spus tot timpul că eu am venit la Brașov, la tine, să-mi spui ce să fac ca să-l aduc pe Wilfried înapoi. Eu de-aia am bătut atâția kilometri Și și atunci acum... l-ai pierdut? Păi când am venit prima dată la Brașov, Și unde atunci am... l-ai pierdut? Păi da, era prima Păi dată după când o aceea, după un plecat. an de zile, iar l-ai pierdut. După aceea, La... după Nu, deci anul au fost trecut, l-ai atunci... pierdut din nou, prin februarie. Nu, a fost atunci, a revenit în august 2022 și l-a mai pierdut odată în iunie 2023, de De două două ori. ori, da. Da. Toate, la nemți spune că toate lucrurile bune sunt trei. Deci acum dacă vin, e trei ori, care rămâne. Acum rămâne, gata. Nu mai tot să sper. Doamne, ajută-mă. Stai că am vrut să-ți spun... Da, și noi am avut, toți am avut un scop, dar eu știi cum văd situația? Că noi am fost atât de determinați ca să ne atingem scopul și noi am făcut schimbările ca să ne atingem scopul. Dar schimbările astea, în momentul în care le implantez, am zis bine, Implementez. implementez, implementare pe germană, da. Așa, să le implementez în comportamentul nostru, atunci tu te apropii de divin. Pentru că tu devii mai bun, mai blând ca Compensez, femeie. mergi pe invers, compensez. Asta. Dar tu prin toate mișcările astea care le faci, prin toate acțiunile, tu de fapt tu faci asta ca să ajungi la Uivre sau la Georgică. Bun. Dar tu prin mișcările astea, tu te apropii, tu intri în stare divină. Știi? Și prin scopul ăsta, eu așa văd, Dumnezeu, de fapt, ne-a folosit pe noi ca să ne apropiem de El. Deci, ne l-a dat ăsta ca un scop,
fiecare ce scop are, ca să ajungem să ne apropiem de el. Că la un moment dat, tu vezi, Marius, că noi conștientizăm că apropierile astea care le facem față de divinitate, nu le trebuie să avem scop. Și atunci zicem, bă, stai puțin, că eu nu fac asta ca să vin un mâine, eu nu fac asta să mă împac cu bărbat, eu nu fac asta ca, virgul, copilul să nu mai iei droguri, eu fac asta ca să fiu un divin, știi? Dar e folosit ca unealtă, ca instrument. Așa văd eu. Deci nu e rău că a fost așa chiar la început, știi? Așa văd eu. Da. Păi, mulțumim frumos, frumoasă emisiune. Ne-a impresionat pe Eu amândoi. Mulțumesc. Totul. Am învățat foarte multe lucruri. Și... Care tu să le știai că ne le-ai învățat pe noi, pe toți? Păi Cu nu, noi că învățam cu toții, nu ne-am născut deștepți. Da, dar tu ai Totul ne-a venit și învățat. ne le-ai spus, noi nu te-am crezut, că am zis că e prea exagerat. Eu am zis așa, zis, ei, și Marius, acum chiar nu mai vorbesc cu nimeni, de gata, mă uit în pământ, oh, oleu. Deci, știi cum este? Acum am ajuns noi cu toții la acest echilibru și balans. Când suntem prea orgolioși, a fi smeriți sau a ne lepăda pe noi este important. Când absolutizăm, deci acum suntem în faza în care școala iubirii a absolutizat lepădarea de sine și toate chestiile astea, acum ne trebuie invers, ne revenim spre materie. Nu poți să stai prea mult într-o parte. Nu, pentru că Trebuie tot să... timpul trebuie să fim în balans, tot timpul. Balansul este important, da. Relativitatea este sfântă. Da, Lucrurile pentru sunt... că știi cum e? În momentul în care nu te mai interesează materia, se întâmplă lucruri în care te atrage spre materie. În momentul în care ai materie, deci tot timpul trebuie să fii în balans, tot timpul, nu merge numai într-o direcție. Da, am făcut astăzi un audio, am citit singur și o să îl pun de seară, în care am spus chiar lucrul acesta de care spui tu. Când Da, nu. te îndepărtezi prea mult de materie, vei dori materie. Când te apropii prea mult de materie, vei dori să te desprinzi. Da. Știi când de exemplu, știi când te desprinzi de materii, de exemplu, cel care nu are, să-i spui că nu acolo e, nu e, că acolo nu-i fericirea, nu te înțelege. În momentul în care ajunge la un nivel financiar, are, o realizat, are și casă și mașină și barcă, da? Și când vede că e tot nefericit, atunci nu-l mai interesează materia și zice, nu, asta e scopul vieții. Dar atâta timp cât el nu are... are copii, are familie, are asta, nu vede chestia asta, știi? Deci, întotdeauna trebuie să fie balans. Și atunci nu trebuie să-i spui tu, că vede singur, băi, am și casă, am și mașină, familie, asta, dar eu nu găsesc împlinirea, ce trebuie să fac? Și atunci, de la el vine detașarea asta, nu-l mai interesează, știi? Da, lucrul ăsta înseamnă că totul e bine în fiecare clip așa cum este, nu e nimic de schimbat, că e un balans acolo. Deci Păi dacă trebuie noi să vezi suntem prea mult balanțul. într-o parte, înseamnă că am balansat ceva. Dacă suntem în Auzi, partea opusă, deja, deci lucrurile deja s-au întâmplat, balansurile. hai să spun o poantă. Știi unde am văzut eu chestia asta că funcționează? Deci, ca să luăm exemplu clasic, eu eram cu Winfried și el a zis că pleacă de la familie, se mută la mine. Mi-a spus așa. Și țin minte că stăteam amândoi, eram la mine acasă la masă. Și eu eram foarte fericită că el se mută la mine și se uită în ochii mei, Marius, și îmi pune următoarea întrebare. Zice, unde parchez eu barca? Zice, eu am o barcă. Și eu zic, de-aia adevărată, așa, care merge pe apă? Și el zice, da. Zic, aha. Și eu zic, și trebuie să o iei cu tine, zice, da, pentru că aia mi-e importantă mie și vreau să o iau cu mine. Și imediat, mănânc, mă cheamă la masă. Uite, vin o să o vezi pe Corina, că și ea e din școala iubirea, asta ai să tai tu. O știu, mai ții minte? Da, știu.
Bună ziua, bună ziua. La ei sunt de marți încoace și acum au venit Corina să mă întrebi ce mai vrei să mai mănânci astăzi. Zic, stai imediat. Asta tai tu, Marius. Așa. Și eu îi spun lui Winfried, zic, dar ce trebuie ții barcă? Ce să faci cu barca, știi? Și zice, nu, mie îmi trebuie barcă. Zic, bine, o să vedem așa. M-am luat, am căutat loc de asta. Între timp, eu am fost la tine la cursuri, vai de capul meu, zic, Doamne, asta are atâta materie, vai de capul meu. Și nu i-am zis că să renunțe la barcă, că știam că e importantă pentru el. Dar, ținte bine, după ce ne-am împăcat în 2023, după ce am fost la tine la școală și am făcut și ne-am împăcat noi, măi, de la el a venit și a zis, eu îmi vând barca. Deci el a văzut că barca aia nu-l face fericit. L-a ținut barca, noi ne-am despărțit. După ce a dat drumul la barcă, noi ne-am împăcat. Dar trebuie întâi să ai barcă, să vezi că tu nu ești fericit cu barcă și dai drumul la barcă și vezi cât vine fericirea și împlinirea altfel, că nu barca te face fericit. Și de-aia spun eu că întotdeauna trebuie balanțul, dar trebuie fiecare să vadă. Că dacă prin experiență, că dacă tu spui, băi, ce trebuie, ai și casă cu jacuzzi și cu piscină și parcă și 7 apartamente, ai nebunit, ci te paște boala, ai luat. Nu înțelegi. Dar când vede că aia nu funcționează, uite, serviciu cu aia, păi eu, înțelegi? Dar ce te face fericit? Ce-l face pe om fericit? Să fii de mână cu Dumnezeu. Dar cum spui tu? Îmi place mie. Cum spui tu? Cu stai lângă arcaș. Să stai de mână cu Dumnezeu? Da. Că astea înseamnă alte 1475 de lucruri, știi? Înseamnă să legi viața așa cum e. Uite, am auzit o chestie foarte mișto, care mi-a plăcut atât de mult, ți-o zic și ție. Zice, că noi spunem, Doamne, facă-se voia ta, nu? Așa spunem. Ci că, Doamne, facă-se după iubirea ta. Nu, Doamne, facă-se după cum binevoiește iubirea ta. Scuză-mă, am auzit-o și eu. Mi s-a părut foarte tare asta. Asta pentru că iubirea lui e maximă. Exact. Zice, Doamne, după cum binevoiește iubirea ta. Mamă, deci mie mi s-o... Știi că, Doamne, facă-se voia ta, e foarte rigid, așa, știi? De asta, așa, știi, când spui, facă-se după cum binevoiește iubirea ta, nu știu, am sentimentul că te face și pe tine moale. Da. Că, și nu? eu spuneam înainte, dăm, Doamne, din iubirea inimii tale, inimii mele. Mamă, ce tare și asta! Știi că am citit eu undeva că, na, după cum știm și noi, că n-are rost să ne... deci noi nu trebuie să ne rugăm, că suntem la poziția de cerșit. Dar dacă totuși te rogi și vrei ceva, să te rogi să îți umple Dumnezeu sau divinitatea sufletul cu iubire. Că asta înseamnă să fii răbdător, să ai blândețe, să nu judeci, nu știi, sunt multe. Deci asta este. Nu că dăm sănătate, nu că dăm pe Georgică, pe Mitică, că alea pe lângă care, pe lângă Dumnezeu. Bun, Florentina, ne oprim aici, continuăm da. Data viitoare, foarte frumos, a fost 2 ore superbe, am învățat amândoi multe lucruri. Mulțumesc, eu îți mulțumesc, Marius. Ne vedem sâmbătă, nu? Da, mai bine. Mulțumesc, tschüss, pa, pa! Ceva.